Ziua de 8 martie vine la pachet cu o veste bună pentru doamnele și domnișoarele din România care sunt angajate. Cu un pic de noroc s-ar putea bucura de un voucher cadou de 300 de lei în acest început de primăvară. Ziua de 8 martie este sărbătorită în mai multe colțuri ale lumii ca fiind o zi specială. Este ziua femeii, este ziua mamei și la fel, 1 martie, celebrează începerea primăverii. Printr-o lege aprobată la finele lui 2021, această sărbătoare reprezintă și o oportunitate pentru angajatele din România de a primi un voucher cadou de la angajator pe suport electronic, la fel ca în cazul tichetelor de masă. În cazul în care angajatorii se simt generoși, pot acorda un tichet de maxim 300 de lei angajatelor. Banii sunt netaxabili, iar valoarea voucherelor a fost majorată în decembrie 2021, de la 150 la 300 de lei. Acestea sunt tichete cadou și, deși vin pe suport electronic sub formă de card, banii pot fi folosiți pe orice fel de servicii și produse. Nu există restricții cum întâlnești în cazul tichetelor de masă, de exemplu. Conform codului fiscal din România, voucherele de 8 mai pentru femei nu sunt supuse impozitului pe venit, iar în cazul lor nu se achită nici contribuțiile sociale obligatorii. Toate persoanele de sex feminin se pot bucura de aceste etichete cadou, dar este important de reținut că nu reprezintă o obligație pentru angajator, ci doar o opțiune pe care mulți aleg să o îmbrățișeze. ANAF are și un ghid pe marginea acestor vouchere și cu această ocazie aflăm că se pot acorda în următoarele situații. Cadouri oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie, cadouri oferite angajaților, precum și cele oferite pentru copiii minori ai acestora, cu ocazia Paștelui, Crăciunului și a sărbătorilor similare ale altor culte religioase. Cadouri oferite angajaților în beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1 iunie. Voucherele cadou pentru femei nu trebuie să reprezinte un motiv de discriminare într-o firmă. Ele se acordă în egală măsură celor care sunt mame sau nu, care lucrează cu normă întreagă sau jumătate de normă, care îndeplinesc funcții de bază sau nu, relatează playtech.ro.